Premierul Marcel Ciolacu a fost primit azi la Vatican de Papa Francisc în cadrul vizitei de lucru la Roma. Șeful executivului a vorbit cu suveranul pontif timp de 25 de minute. Tot azi, premierul Marcel Ciolacu a fost întâmpinat de omologul său italian, Giorgia Meloni. Premierul Marcel Ciolacu a fost primit joi la Vatican de Papa Francisc în cadrul vizitei de lucru la Roma. Premierul a publicat pe pagina sa de Facebook imagini de la întâlnirea cu suveranul pontif. Cu prilejul întâlnirii, prim-ministrul român i-a oferit Papei Francisc câteva cadouri românești personalizate și produse tradiționale. Potrivit unei înregistrări video care a fost publicată de Guvernul României, premierul Marcel Ciolacu a vorbit cu Papa Francisc în limba română. Împreună cu prefericirea sa, în șan am găsit pictorul care să realizeze. Tot joi, premierul Marcel Ciolacu a fost întâmpinat de premierul Republicii Italiene, Giorgia Meloni. Cei doi au susținut declarații de presă comune. Sunt aici pentru a da un semnal puternic și către firmele italiene. Veniți să investiți în România, pentru că veți avea numai de câștigat. Mediul de afaceri italian, prezent deja în România, contribuie la dezvoltarea economică a țării noastre. Datele pentru primele 10 luni ale anului 2023 arată o nouă creștere a comerțului bilateral de aproximativ 3% comparativ cu aceeași perioadă din 2022, atingând valoarea nominală de 16,9 miliarde de euro.